Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În sfârșit avem timpul să prezint și să-mi spun părerea, experiența mea avută până acum cu această mini stație de lipit TS100. Brandul este MiniWear. O să pun și în descriere denumirea completă a acestei mini stații. El are un display AMOLED, dacă am înțeles bine, dar o să îl aprim puțin mai târziu. Cele două butoane, bitul se poate schimba prin acest șurub imbus. Avem și un mic șurub ce poți să prinzi împământarea de el, dacă dorești, dacă ai ceva de lipit sensibil. El se alimentează printr-o mufă DC5525. Este cea de față. Cel de sus este micro USB, însă nu se poate alimenta capătul de aici, da? Aici USB, micro USB-ul respectiv este doar pentru date, pentru update-ul softului. Firmware. Cam așa arată. El poate fi alimentat prin această mufă DC între 12 și 24 de volți. Părerea mea este că dacă vreți să lipiți zone care absorb multă căldură, faceți-o la 24 de volți. La 12 volți se poate însă cu lipituri mai slabe, gen cum a fost montajele anterioare, acel titirez electronic, acel clopoțel. În cazul montajelor simple se poate, însă nu cele care absorb multă căldură. Această mini stație poate da pe ieșirea acestuia putere între, poate încălzi la o putere de între 17 și 65 W la ieșirea acestui bit, acestui capăt. El inițial nu venea cu acesta, nici nu mai știu ce model e, de 24 mi se pare că este acest bit, nu știu dacă mai scrie pe el că e destul de ars, dar e funcțional, nu e problemă, nu afectează cu nimic dacă e așa pe aici. Hai să vă prezint și borseta. Mi-am cumpărat și o borsetă ca să am unde să pun această mini stație. El practic a venit cu o cheie imbus pentru a putea desface bitul respectiv, da? Pentru a putea desface capătul. Și cam așa se desface. El din fabrică a venit cu acest capăt. Capăt tip I, mi se pare că se numește. Însă nu prea e de folos. Marea majoritate spun că nu este util. Nu se poate utiliza de cel mai multe ori. El a venit cu acest foaie cu mici instrucțiuni, aici scrie în engleză, mă rog, nu prea înțelegem mare lucru. Hai să dăm pe partea cealaltă, că aici e engleză și e cam nașpa. Scrie că la 12 volți se încălzește, poate dă o putere de 17 W, el are 24-65 W. Da? Și timpul de încălzire pentru fiecare tensiune în parte. La tensiunea de 12 durează 40 secunde. Pentru a încălzi de la 30 la 300 de grade Celsius, e la 24, de durează 11 secunde. El a mai venit și cu încă două șuruburi de rezervă. Probabil o fi zis că mai sunt așa de mici șuruburile că se pot pierde foarte ușor. Și cred că au dreptate, era să pierd odată șurubul. Bun, hai să și-l alimentăm puțin. Și arată display-ul. E alimentat momentan la 12 volți. Factory reset, resetare din fabrică, wake, temperatura de trezire wake. Temperatura în standby setată. Eu n-am setat lucrurile astea, le-am lăsat așa cum sunt. Sleep time. Pe cât timp, probabil 180 de secunde sau nu știu ce vrea să spună. Să intre în sleep, să intre în... Să scadă la temperatura de 200 de grade, cred, mă rog, ceva gen. Restul... Are destul de multe setări, dar eu nu le-am folosit. Idle time. Eu nu le-am folosit. Standby, temperatura temp... Eu nu le folosesc. Off volt probabil se oprește dacă am pe intrare tensiune mai mică de 10 volt să se oprească. Nu e prea mai interesat. Temperatura în Celsius temp. Hand.
Adică dacă e stânga sau dreptaci. Dacă e stângaci, se vede mâna stângă. Mă rog. Cam atât. N-am ce să arăt mai multe pe aici. Hai să vedem prima dată cât durează să atingă temperatura vârfului de 300 de grade, da? În cazul acesta, cu tensiunea de 12 volți. Ok. Vedem că durează ceva. Practic se încălzește la fel de greu cum se încălzește stația de dezlipit. A mea. Acel 913-915-lea, respectiv. Și abia acum se apropie de, deci 300 de grade și am uitat să iau fluturul. Un moment, că am uitat fluturul. Hai, îl punem direct așa, că nu e problemă. Și am rezolvat. Și cum îl oprim? Apăsăm pe ambele butoane. Bineînțeles că încă avem temperatura destul de mare Păi așteptăm să se răcească și apoi îl alimentăm la 24 de volți, să vedem cât de repede se încălzește la tensiunea respectivă de 24 de volți. Hai că gata, s-a dus către aproape de 30 de grade, suficient. Și acum o să-l alimentăm la 24 de volți. Hai să facem testul. Deci avem 24, aproape 25 de volți. Dădem start. Ia să vedem. Vedeți cât de repede crește? E incredibil. Gata. Ce mai vrei? Mai mult de atât. Hai să și regulă. E clar că se încălzește mai repede la tensiunea de 24 de volți. Hai mai departe să facem testul și cât de bine se descurcă cu întinsul fluturului, cu încălzirea, cu topirea fluturului pe acest cablaj, da? Temperatura este setată la 300 de grade. Bineînțeles că avem alimentare de 24 de volți, după cum ați văzut. Și acum să trecem la test. O să lipim prima dată să întindem fără flux. Mare atenție că na, contează foarte mult și fludorul. Eu am fludor din acesta și să testăm. Nu știu cum se comportă, e prima dată. Adevăr că și suprafața absorbe multă căldură, și normal să facă așa. Asta e la 300 de grade. Hai să punem și cu flux. Da, straniu flux. Nu înțeleg de ce se întâmplă așa. Da, se pare că e fail. Nu înțeleg de ce n-aibă fluxul ăla. Trebuia să întindă peste tot pe aici, dar nu înțeleg de ce n-a întins. Și acum să vedem și la tensiunea de 12 volți. Să vedeți cât de greu, bineînțeles că durează până încălzim vârful. Temperatura e aceeași, 300 de grade. Comportă bine și la 300 de grade. Eu nu am experiență cu stații de lipit. Nu mi-am cumpărat niciodată. Până să îmi cumpăr asemenea
mini stație de lipit TS-100. Am avut un pistol de lipit românesc. M-am descurcat bine și cu acela. Probabil o să-mi iau și o stație de lipit, dar nu știu când. O stație normală, bună. Spuneți și voi în comentarii, cei care aveți experiență, ce stație de lipit recomandați. Văd că se comportă bine și la 12 volți. Nu mai fac testul cu flux, că văd că nu merge. Hai să facem un alt experiment. Și anume, să lipim și la temperaturi diferite, să vedem cum se comportă. Așa, doar din curiozitate. Odată la 320 de grade, odată la 350 grade, odată la 400 și odată la 450. Să încălzim la 320. Aproape de 320. Lipim un pic de vârf și să vedem acum cum se comportă. Știu că nu are flux, că nu am pus flux separat, dar oricum și acest fluid doar are flux în el, cât de cât un pic. Aici la temperatura de 320 de grade, să mergem mai departe, 350 de grade, 350, 10. Deci e clar că se descurcă mult mai bine. Eu folosesc rar la 350, numai dacă chiar am nevoie, chiar nu am de ales și trebuie. În mod normal folosesc 3, dacă nu se poate cu 300, folosesc 320. În anumite cazuri mai folosesc și 350, nu urc mai sus. Și la 350 se comportă foarte bine. Hai să urcăm mai sus, doar din curiozitate. 400. Ok. Aici să fie mult prea ridicat. Mi-aduce aminte de filmul Terminator, când se lichefiază T-1000, știi, da, cei care știți filmul. Ok. Și acum trecem la 450. Cred că ăla e maxim. Ups, stai că am uitat că în 400 e maxim. Deci, na. Nu se poate mai sus de 400. Asta e, nu are 450. Dar să fim serioși, la ce trebuie 450? Și încă un lucru așa pe final, când curățați capătul, să nu cumva să o faceți utilizând acel burete din sârmă de bucătărie, ci unul cumpărat, cred că e din Alama. Introduceți puțin. Sau se poate și cu burete ceva gen, un moment, nu știu dacă se vede bine, înmuiat în apă. Eu prefer burete din sârmă din Alamă. Cumpărat, bineînțeles, e pentru așa ceva, nu burete din sârmă de bucătărie. Păi, cam aici se termină acest clip. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja. Probabil va mai fi încă un clip în ultima vineri din an. Eu vă doresc în continuare sărbători fericite și toate cele bune. Ne vedem pe data viitoare. La revedere!